Probabil că am lăsat un geam. Wow! Deschis, ai văzut? E viveriță sau și tate? Nu știu ce e ce. Dar cu ce o alungăm? Apar, nu? Hai că amuși mai vin altele de afară. Ia, ochii îi văd, să uită. Cum a fost? Am auzit... O bubuitură. Cred că a căzut de undeva, ea. Este? Unde a dispărut? E înăuntru, a intrat înăuntru. Găurnus, de unde putem să vină? Sperea asta. E acolo sus. Poate o prindem în acolo, acolo. Uite, o stă acolo sus. Da, sunăm. Micul dejun. Poftă bună, Matin. Lapte cu cereale. Și tati cam nimic. Mâncărica lui Mircea. Iar mamii roșii cu brânzetele mea. Și iaurt. Iar Melissa aduce cafeluță pentru tati. Cu lapte. Cappuccino. Mulțumim, Melissa. Plăcere. Tu ce ți-ai luat? Ceai și gata? Da. Și Matei deja a trecut la iaurt. Și ceai. Și a privit aici ce frumos este în restaurant. Este terasa și afară. Mare, foarte mare. Și haideți să vă arăt și aici afară, în cealaltă parte. Ia uitați-vă, și aici este terasa afară, foarte frumos. Iar acolo sus, un teren de joacă, unde vor pleca imediat Melissa cu Mircea și Matei, desigur. Ce e asta, tate? Mami, ceva e cum legat de aer, presiune, oxigen. Dar cât de multe sunt aici? Nu știu ce e asta. Asta? O torță. Melissa mă întreabă cum funcționează astfel de telefon. Tu ai prins pe timpuri aceste telefoane? Ai reușit să vorbești de la ele? Hai să o sunăm pe Melissa. Care e numărul tău? 0 3 6 8 9 1. Și așteptăm. Și aștept și acum. Face legătura cu celălalt. Ce-i asta cu tine? Fier de călcat. E greu? Eu cred că nimeni din cei care ne privesc nu a prins aceste timpuri când erau fier de călcat de acest gen. Poate că a văzut la bunica pe undeva. Cum îl folosim, tate? Știi cum îl folosim? Pui acolo cu fierzii. Pui acolo cărbuni. Aici pui cărbuni încins. Da. Închizi. Aștept să se încălzească fierul de la cărbuni. Și calci haine. Și dacă cărbunii s-au stins, îl ridici, faci dat. Să se pornească. Acesta ce-i? Dar nu știu ce-i ceva. Nu știu nici eu. Dacă știi cineva, poate ceva, iarăși legătură, ceva, coordonate. Vreau putea să fie, da? Este un dispozitiv de care habar nu am ce este. Să ne ajute cei care ne privesc. Dacă știu, poate părinții, eu poate știu. Bunii știu. Eu știu ce e asta. La magazin. Aparat de casă și control? Seamănă, dar nici de cum nu el. Se deschide? E ce frie. Ce lung. E radio. Este radio. Ce e asta, tati? O stație. Încă e modernă, că erau mult mai sofisticate. Mult mai mari. Dar uite ce de mare și ce antena are. Mami, îți spun că se lustație încă destul de aproape de timpul noastre. Uite, e mai mare decât mâna mea. Bravo, Matei. Vrei apă? Eu le-o. Alege. Mulțumesc frumos. E rece, da. Vreau să scot. Avem o veveriță. Avem un safir în cameră. Nu știu ce e veveriță sau ce e ce. Dar pe unde a intrat e?
probabil că am lăsat un geam deschis. Ai văzut? E viveriță sau și tate? Nu știu ce. Du-te rog și deschide ușa. Nu-i șobolan? Nu. Să facem așa că ea să nu trim coace. Și Matei doarme aici. Și acum cum să o alungi afară? Vai. I-a urcat pe carcasa de la pat. Și stă acolo? Stă acolo. Și cum să o alungăm? O, dar o să vină țânțarii în casă. O să vină, mami, dar... Poate, o să iasă. Dar cu ce o alungăm? Abarul, am. Ce? Ce? Unde-i Binge? Unde-i? Unde-i Binge? Uite. Unde-i? Unde-i? Am era pe calorifer. Pe calorifer era? Da. Hai, vin încoace, Mircea. Stai acolo, dar dacă vine peste tine. Uite acolo, stai acolo. Wow. Ce-i mai? Are coada... E viveriță. Da, viveriță mică. De... Ia. E pare cu coada mică, vrea sarmana. Afară. Dar trebuie să ajutăm cu mama. Dar cum să ajut? Stai că e vine la mine. Tati! Hai că se trezesc toți deja. Ok, s-a trezit. Este acolo sau nu? Seamnă că trebuie să dăm patul într-o parte. De apucat n-ai spus o cuși. Nu. Să scoți. Dacă o lovesc pe tare... Dar nici stăm cu dânsa în casă. Nu vreau. Nu știu, schimbăm pe cineva să vii să o iei? Schimbăm poliția. Vânătorii de veverițe! Da. Dar m-au auzit? Cum a fost? E ca și Melissa. Melissa, avem o veveriță înăuntru. Aici, sub patul lui Mircea. Și probabil nu am zis că a venit de la tine de sus. S-au de acolo. Ce? Ce-i Mircea? Unde-i Mircea? Unde-i? Unde-i Mircea? De ca? Vino la mine, pace. Doamna veveriță, vă rog frumos să părăsiți auditoriul. Da, țânțărașii tot vin. Hai că amuși mai vin altele de afară. Nu, tati, e deja, au intrat acolo mai sus. Probabil... Eu nu văd, dar... Ia, ochii văd. Se uită. Se uită. Dar nu vrea să iasă, se teme. Poate strângem patul. Asta ce facem? Mircea prima zi, prima noapte, doarme aici jos. Până acum dormea sus cu Melissa. Și-a schimbat locul? Cum a fost? Am auzit... O bubuitură. Cred că a căzut de undeva, a căzut ea. De la Melissa din pat. Sau poate a căzut chiar pe asta. Se aude iarăși. Haideți să dăm patru într-o parte, tăci. Ascultă. Eu stau cu coțată aici pe scări. Este? Nu, e păcate, nu. Ah, de atâta Mircea o simțit acolo. Sub fundul lui. Eu intrat înăuntru. Da, chiar am văzut că scățăra acolo. Am, nu știu să fac, am sincer, nu știu să fac. Ce, Melissa? Viveriță! Te-ai îmbrăcat? Da. Și unde puteai să ascundă? În patul ăsta. În pat? Sau aici? Eu să ne plecem. Ua! Stai să vedem. Nu-i? Nu. Dar unde-i dispărut? E înăuntru, a intrat înăuntru. Nici nu s-aude deja. Dar poate a ieșit afară și noi n-am... Văzut? Dar parcă nu. Dar n-are aici, nu-i pe aici. Deja am venit cu multe de fapt. Dar ce cum are pe veverița? Frumoasă. Da.
Ia, noi nici înăuntru în asta. Ba. Da, deja mă, tot ce mă gâdil îmi pare că e veveriță pe mine. Ai, ce sub chipiul ăsta. În baie nu puteți să intri acum, da? Încoace noi. Ia, iar să mă duce. Găuri, nus, de unde puteți să vină? Vederea asta. Pe geam, da? Nu avem la un geam o plasă. Așa să aici. Putea să fii intrat pe aici? Da, mamă, ce? Da, dar când o reușit să vină, că noi n-am văzut-o? Da, aici nu este plasă. Cred că acolo draperie ce e, s-o dăm în sus, da? Ca să vedem ce se întâmplă. Da, Mircea o simțit înăuntru cu urcat. Da, aici e gol. Uite, masa asta o eliberăm și o punem aici ca ea să nu intre aici în... Dacă aș putea, aș strac toată afară. Dacă aș putea, dar nu am cu cine. Da, poate să încercăm să o scoatem afară. Da. Dar nu o să iasă. Ce-i tati? Cred că nu reușim noi să o scoatem afară. Ieși. Ce, mami, tragem patul înapoi? Ce, Mircea? Pe sus, tati, acolo. De ce pe sus, acolo, pe piatră. Nu știu ce să facem. Dă-ți dăm lepte aici într-o parte. Da? Deasupra capului meu era. E acolo sus. Poate o prindem în acolo, prosop. Acolo, acolo, acolo. Tati, e un prosop mai gros. Și dă să o prindem și să o scoatem afară. Altfel tu n-ai. E cât stă. Dar nu, că e rapid, poate să nu... Dar când o reușit ea să fugă din pat? Am neam fost sus. Tu crezi că în timpul ăsta? Da. Uite, o stă acolo sus. Sunăm pe cineva. Da, sunăm. El nu încarcă, Mice, nu teme. El la te nu încarcă, dar după aceea nu pot să încarcă. Pași, copa. Copa, de copa. Dar nu poți să o prinzi cu mâna. Ieși! Fără s-o dus, gata. Nu am văzut veverița. N-ai văzut-o? Nu. Nici eu nu prea am văzut-o. Da, punem patul la loc. Am scăpat de veveriță. Dar se poate întâmpla în orice locație. Și acasă. Chiar acasă, chiar dacă locuiești, nu, departe de pădure, de parcuri. Oricum, poți ai acasă un musafir. Veverița e salvată, toate geamurile au fost închise. Chiar dacă au intrat câțiva țânțari, deja cred că vom dormi mai bine noaptea, da, Melissa? Da.